constatăm că autostrada Transilvania, din păcate, a fost anuncată la gunoi de către guvernul USL. Ignoră interesul nostru al clujenilor, al transilvanenilor și al întregii Românii. De aceea, PDL nu poate să asiste la această stare de lucruri, motiv pentru care vom demara o campanie de anunat de semnături, de ieșit în stradă, începând din luna septembrie, pentru a sensibiliza guvernul ca în bugetul din anul 2014 să prindă o sumă de bani pentru a finanța această autostradă. Considerăm că este o mare nedreptate care se face clujenilor și transilvanenilor, până la urmă românilor, pentru că un proiect atât de important pentru România este abandonat la jumătatea drumului, iar guvernanții nu au soluții pentru a finaliza acest proiect atât de important. De aceea cred că acest guvern incompetent nu va putea ignora miile, zecile de mii de semnături, poate sutele de mii de semnături, pe care le vom aduna din toate județele din Transilvania și nu numai, iar aceste semnături vor ajunge pe masa guvernului și în Parlament, tocmai pentru a determina ca în bugetul anului viitor guvernul să finanțeze o parte din această autostradă. De ce credeți că trebuie finanțată doar din bugetul de stat? Trebuie să existe și de la bugetul de stat o finanțare. Din păcate nu văd o soluție dată de acest guvern. Ori în campania electorală au promis că vor finaliza această autostradă și aștept de la guvernul Ponta să vină cu soluții. Pot fi variante multiple de finanțare. Ceea ce mă deranjează în mod profund este că această autostradă făcută din banii clujenilor și nu numai, rămâne la faza de proiect, rămâne la jumătatea drumului, iar guvernul nu a prins nici măcar un ban pentru a continua aceste lucrări.